Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cei doi au făcut poza lângă un bolid de lux, amândoi îmbrăcați foarte frumos, însă ceea ce ne-a atras atenția e faptul cum tânărul o ține pe Iulia Sălăgean în brațe. La o primă vedere am spune clar că este vorba despre noul partener al vedetei, cu toate că sunt foarte apropiați în imagine. Iulia Sălăgean și tânărul nu sunt împreună, după cum ne-a declarat chiar aceasta. Vedeta mărturisește că sunt doar buni prieteni și din acest motiv și-au permis să se și fotografieze în acest fel. Ea mai precizat că bărbatul ei este ca un frate și nici de cum nu este noul ei partener de viață, așa cum probabil mulți ar spune, chiar dacă s-au despărțit de ceva vreme și au mers pe drumuri diferite în viață. Iulia Sălăgean și Alex Body vor avea mereu o relație de mamă și tată pentru fiica lor. Cei doi au împreună un copil, iar aceștia se înțeleg foarte bine de dragul celei mici, ba chiar sunt prieteni și Iulia Sălăgean a declarat recent că Alex Body a spus acum ceva vreme că ar vrea să se întoarcă din nou la familie și să formeze un cuplu cu aceasta ca altă dată. Acum 4 luni, Alex s-a despărțit de Emma și a avut niște discuții că voia din nou la familie. Nu mai vorbesc cu Perdea pentru că deja m-am săturat, efectiv. De 4 ani jumătate eu tac, dar de ce tac, spunea Iulia Sălăgean. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.